356 ce a făcut Mihai. Nu despre încheia. 230. Un om rog din care se ridică. Thank you.
491. Da, frumos. Să
toată. Cineva și a spus, bunicul a încetat viața.
Nu știa nimeni că ajunsese așa în ultimele ore înainte de sabat la spital. Un frate în vârstă de 86 de ani. Nu era nicio previziune. Nimeni nu se aștepta la ceva. Și-a încheiat socoteala. Dar vorbind cu familia, îmi spuneau că aproape de 2 săptămâni de zile vorbeam nu constant despre revenirea Domnului Hristos. Întreba pe soție, întreba pe fată, întreba pe nepoți, oi fi pregătit? Cred că ar trebui în mod constant și foarte profund să le punem fiecare dintre noi întrebarea aceasta. Suntem pregătiți? Noi putem să fim subiectivi atunci când tratăm așa, superficial, tema revenirii Domnului Hristos. Când însă ne apropiem de Dumnezeu, când încercăm să ne comparăm cu El și cu principiile sale și revizim viața în funcție de Cuvântul Său, atunci putem să ne dăm seama în ce poziție suntem față de revenirea Domnului Hristos. Pentru momentele acestea de seară, vreau să vă invit să deschidem în capitolul 1 din cartea Faptele Apostolilor. Pasajul acesta am convingerea că se aplică foarte bine așteptătorilor celei de-a doua venire a Domnului Hristos. Și mă refer la pasajul dintre versetele 12 și 14. Întoarcerea ucenicilor. Atunci, ei s-au întors în Ierusalim, din muntele al Măslinilor, care este lângă Ierusalim, de parte cât un drum în ziua sabatului. Când au ajuns acasă, s-au suit în odaia de sus unde stăteau de obicei. Erau Petru, Iacov, Ioan, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacov, fiul lui Alfeu, Simon, Zilotul și fiul lui Iacov. Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciuni și în cereri împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus și cu frații lui. Evenimentul acesta, pe care îl descriu versetele pe care le-am citit, are loc imediat după înălțarea la celălalt Dumnezeu. Imaginați-vă trăirile, emoțiile pe care le aveau ucenicii. 3 ani și jumătate au fost o colaborare strânsă cu învățătorul lor. Fusese un timp în care ei se simțiseră bine că sunt în preajma lui. Mântuitorul făcuse bine oamenilor, vindecase pe bolnavi, răcise pâinea, alucase demonii, predicase cu putere. Alături de el, ei deveniseră o elită, un grup select. Erau oamenii cărora el le dedicase lucrarea și viața. Pentru ei făcuse minunile. Pentru ei făcuse vindecările. Pentru ei mulțise pâinea. Pentru ei liniștise furtuna. Pentru ei înviase morți. Tot ceea ce fusese era ca și desfășurarea unei lecții într-o sală de clasă. Mântuitorul venise ca să-i pregătească pe ei ca să continue lucrarea sa. Începuseră să se simtă în siguranță lângă o asemenea persoană și dintr-o dată pleacă. Privesc cum începe să se ridice. Ca un alb. Și nu mai tot. Și odată cu dispariția lui primesc încă o dată făgăduința. Capitolul 1 vorbește despre făgăduință. Versetul 4. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim și să aștepte acolo făgăduința Tatălui. Mântuitorul a avut grijă ca să le lase ca un lucru prețios în inimă, făgăduința Tatălui.
mă voi duce, vă voi pregăti locul și mă voi întoarce ca să vă iau cu mine. În timp ei n-au înțeles lucrul acesta. Au fost câteva lucruri pe care ei nu le-au înțeles foarte bine. Printre acestea este făgăduința toată. Nu este întâmplător că nici măcar în ziua înălțării la cer, nici măcar după arătările pe care le-a făcut pentru ucenicii săi după înviere, ei n-au înțeles făgăduința toată. Ce înseamnă, ce reprezintă făgăduința aceasta? Toți se hârjoneau, tot luptau după locurile din față, toți se mâniau unii pe alții. Și el spune, nu uitați făgădința. Acum, după înălțarea sa la cer, îngerii le spun același lucru, făgăduința Tatălui. În același fel în care s-a înălțat la cer, se va întoarce. Era pentru prima dată când ei înțelegeau că el s-a ridicat la cer. Nu știau cum se va întâmpla. Acum văzusem. Fusese un eveniment pe care ei îl observaseră. Fusese martor la împlinirea unei părți a făgăduinței Tatălui. Acum, singuri, pe muntele Măslinilor, fără învățătorul lor, amintindu-și făgăduința, nu vă voi lăsa orfani. Nu veți rămâne fără mine. Vă voi lăsa un mânghietor care să vă mânghie până când mă voi întoarce eu. Aceasta este atmosfera sufletească. Acesta este contextul în care se desfășoară pasajul acesta pe care l-am citit. Ce fac ucenicii? Gândiți-vă că în asemenea momente imaginația este foarte prezentă, foarte activă. În mod sigur, alții probabil că ar fi făcut altceva. Într-un moment de criză, se vede ceea ce s-a construit. Când trebuie să iei o decizie în grabă, forțată, de împrejurări, atunci se vede cu adevărat omul din om. Supărați pe cineva și o să vedeți cine este. Cei mai calmi oameni, cei mai liniștiți oameni, în tensiune, în criză, își pierd controlul. Când ne supără cineva, atunci deschidem gura și e posibil să spunem lucruri pe care nu le-am spune în perioade de liniște. Acela ține fondul nostru sufletesc. Într-un moment de tensiune, de criză, ucenicii sunt puși în fața unei decizii, a unei alegeri. Ce ați fi făcut dacă ați fi fost în curaj? E foarte important ce am construit. Astăzi am avut sermarea de aproape de încheiere, care pregătește încheierea anului la grădiniță. Și le spuneam părinților care este filozofia noastră educațională. Noi încercăm să punem temelia în educația pe care o facem la grădiniță. Nu învățăm operații de matematică avansată, nu învățăm lecții de chimie sau de fizică, nu învățăm nici măcar socotele de matematică, nu. Noi încercăm să punem o temelie a caracterului lor. Încercăm să așezăm baza. Pentru că dacă ai o temelie bună, nu am să construiești. E foarte important ce temelie ai pus. Dacă ne amintesc bine, la întâlnirea anterioară de vineri seara, cu 2 săptămâni în urmă, am vorbit despre temelie. Noi putem să fim fanteziști, spuneam. Și să facem fațade frumoase, să aranjăm acoperișuri frumoase, să facem desenuri frumoase. Nu este suficient. Întrebați-l pe fratele Dică, ce pui la temelie este cel mai important? Ai
liniște. N-ai o temelie bună, poți să riști ca totul să se distrugă. Ucenicii sunt puși în situația să arate pe ce construiesc viața. Pe ce își susțin convingeri. În districtul dinainte, aveam la una dintre comunități un bătrâner. Probabil că v-am spus vreodată de el. Fratele Lisandru. El a venit din Teleorman, la copii, fusese acolo conducător, presbiter. Acum era bătrân. Unii bătrâni își păstrează mintea foarte curată. La alții, mintea mai joacă feste câteodată. Fratele Lisandru, câteodată, nu mai era foarte, foarte lucid. Probabil, au fost în multe necazuri de viață. Le povestea când stau de vorbă cu ea în vizită. Mergea la ora de rugăciune și de regulă, când propuneam rugăciunile, aveam grijă să spun să se roage și fratele Lisandru. Dar nu. Nu o făceam. Și nu-l puneam pe fratele Lisandru să se roage. El oricum se rugea. Într-o sâmbătă, când m-am întors acolo, am văzut că erau foarte necăjiți cei din comunitate, pentru că fratele Lisandru le explica planurile și se ruga și când îl puneai, și când îl puneai. Uneori vorbitorul spunea, ne rugăm cu două persoane, se mai ruga încă una. Fratele Lisandru, altfel spunea, ne rugăm cu o persoană, se rugau două. Și erau necăjiți. Am stat de vorbă cu frații din comunitate și am spus, oameni buni, cred că de aici trebuie să învățăm măreții. Omul ăsta, acum, când mintea nu mai merge chiar așa ca la tinerețe. Cei care suntem puțin mai mari, înțelegem bine lucrul acesta. Uneori îi spun soției, te rog, dacă ești, anunță-mă și pe mine, amintește-mi și mie, dacă nu cumva, dacă cumva uit, amintește-mi și mie să fac ceva. Nu. Memoria nu mai mergea atât de bine, ca altă dată. E adevărat, sora mai e. Mai uităm. Fratele Lisandru mai uita din când în când. Nu înțelegea foarte bine toate lucrurile. Și spuneam unor celor tine cum o făcea. Aveți grijă ce faceți la tinerețe. Ce temelie puneți. Pentru că în funcție de temelia aceasta, se va întâmpla tot ce se va întâmpla până când vine Domnul sau când se termină zilele. Imaginați-vă că fratele Lisandru s-ar fi obișnuit cu paharul. Asta ar fi făcut până ajungea la cimitir. Sau s-ar fi obișnuit cu vorbele urâte. Tot asta ar fi făcut. Dar fratele Lisandru se obișnuise cu rugăciune. Asta era obiceiul lui. În momente de crize, noi facem ce am obișnuit. Atunci, după momentul ăla, ei s-au întors în Ierusalim. Unde ne întoarcem? Unde ne întoarcem? Care este locul nostru cel mai familiar, cel mai plăcut, unde ne simțim cel mai bine? Ce ziceți? Dacă Domnul ar veni într-o vineri seara și sunt mai mulți comentatori care spun că revenirea Domnului va avea loc la începutul sabatului. Vom fi dispuși să ne lăsăm locul? Ce spuneți? Dacă Domnul vrea să ne pregătească un sabat special pe care să trăim în sfârșit cu El, în mod nemijlocit, care e obicei?
creștinul ăsta. Și aș întreba pe cei care în seara asta lipsesc sau lipsesc de obicei. Care este obiceiul lor pentru vineri seara? Ucenicii sunt puși în fața unei situații inedite. Niciodată nu se întâmplă să așa ceva. În asemenea situație, aproape că n-ai timp să gândești, reacționezi. Și acum nu fac altceva decât să aibă reacții. Se întorc în Ierusalim. Nu internet, nu televizor, nu somn, nu mâncare. Probabil că ți-a făcut lucrurile acestea. Dar ucenicii se întorc în Ierusalim. Ce semna Ierusalimul pentru ei? Ce înseamnă Ierusalimul pentru noi? Cât de conștienți suntem că este casa lui Dumnezeu? Fă tot ce poți mai bine, așa că ne să fii pregătit.
Când au ajuns acasă, s-au suit în odaia de sus, unde stăteau de obicei. Vedeți? Tot obicei. Noi creiem prin ceea ce facem o anumită cultură a noastră. Faptele care sunt repetate creează obiceiul, spune-le mai. Iar obiceiul te formează caracterul. Nu putem să nu fim atenți ce repetăm. Obișnuim ca dimineața să citim Scriptura? O facem odată? O facem și în următoarea zi, o facem și în cealaltă zi, atunci devine un obicei. În momentul în care se întâmplă ceva care ne cutremură, facem ce am obișnuit. Când au ajuns acasă, s-au suit în odaia de sus, unde stăteau de obicei. De ce s-au suit în odaia de sus? Ce spunea odaia de sus? Ce semnificație avea? Despre ce le amintea odaia de sus? Gândiți-vă cât de important era el. În momentul în care el pleacă, tot ceea ce fac, fac în legătură cu el. Și asta mie spune ceva. Că noi trebuie să fim atenți la relația. Să creăm niște obicei. Locul acesta ar trebui să ne amintească de prezența lui. Discutam cu frații din Comitetul de Dincolo despre respectul în casa Domnului acum de curând, despre copiii noștri, nu despre noi, cei mai mari, despre bătrâni, care nu mai avem respectul acela care trebuie. Și unul dintre ei spunea, toată trebuie să punem pe cineva care să sune din clopoțel tot timpul, să bată clopotul. Rezolvăm ceva? De ce uneori nu este liniște aici? De ce? Pentru că nu e clopoțelul? Sau de ce ar trebui să fie liniște ca să nu sune clopoțelul? Ce ar trebui să determine respectul nostru în locul acesta? Ar putea fi ceva care să creeze mai multă datorie pentru respect decât prezența lui Dumnezeu? Să știm că El este aici. Imaginați-vă, închideți ochii și imaginați-vă că El este aici. În prezența Lui putem să ne comportăm cum oricum. El este aici. Ce gândim? Te controlează gândurile noastre. Ce vorbim? El aude și judecă vorbele noastre. Unde privim? Cum privim? El observă privirea noastră. Cum pășim? Pășește încet. Știți? Încet. Liniștit. S-au dus în odaia de sus. Erau Petru, Iacob, Ioan, Andrei, Filip, Bartolomeu, Matei, Iacob, Fiul, Iacob, Simon, Zilot, Iuda, femeile și Maria, mama lui Iisus și fraților. Înțeleați rece însământ. Toată populația creștină care fusese legată de Domnul este aici trecută pe sus creionul recenzorului. Sunt luați la rând. Ia să vedem. Este. De ce Evanghelia e numele așa? Toate numele acestea. Pentru Dumnezeu e importantă prezența fiecare dintre noi. Nu-mi imaginez că pentru Tatăl careva dintre noi nu contează. Sâmbătă trecută am avut Sfânta Cină la comunitatea aceea. Și imediat, după amiaza, a venit la mine primul diacon și a spus, frate,
La comitetul de seară vreau să vorbim, pentru că a făcut deja prezența. Sunt câteva persoane absente și trebuie să ne gândim, să vorbim, ce putem să facem pentru persoanele acestea. Contează dacă cineva se vrește cina sau nu? Contează? Contează dacă cineva este prezent aici sau nu este? Contează. Contează dacă cineva este prezent la revenirea Domnului Hristos în nor sau nu este prezent? E important dacă cineva ajunge în împărăție sau nu ajunge în împărăție? Pasajul acesta ne spune că e important în ce grupa asta. Dacă lipsim sau dacă suntem prezenți. Toți aceștia stăruiau cu un cuget. Eu cred că aici este secretul. Unde erau toți? Toți! Toți! Și femei! Și mama lui Iisus. I-a amintit de ea, pentru că dorea să facă o subliniere Evanghelia, pentru că era proaspătă jertfa Domnului Hristos și întoarcerea lui la Tatăl. Și probabil că mintea ei se rupsese ceva și în același timp se evidențiază o bucurie enormă, pentru că se împlinise ceea ce ea tânge, ei crease bucurie și după care tângea întoarcerea la Tatăl. Însă, dincolo de numele acesta, Evanghelia spune toți erau prezenți. Unde erau toți prezenți? Erau un cuget. Erau de unul. Legați unul de altul. Lipsește cineva în seara asta? Cine lipsește? Cei care lipsești eu, o fac? Ne pasă când cineva lipsește? Pasajul acesta subliniază că e important să fie care persoană. În mare lucrurile de Dumnezeu. Spune cât de important este ceea ce obișnuim, ceea ce repetăm. Pentru că va veni momentul în care noi vom face ceea ce am ajuns să facem. Eu aștept să vină vremea când o să mai ne adunăm așa. Acum, ce facem? Vine fratele pastor, dacă nu vine fratele pastor, sigur că fratele prezbitul la bun și ține predica. Ascultăm. Dar când se va mai întâmpla asta? Ce facem? Nu mai urcă fratele Ticlă, nu mai urcă fratele Adi, ca să ne predice. Ce facem atunci? Ce-am obișnuit? Unde ne vom întoarce? Va veni vremea când nu putem să ne mai întâlnim organizat. Ce vom face atunci? Ce-am învățat? Observați? Oamenii aceștia n-au mai avut o întâlnire formală. Însă, în momentul de criză, obiceiul dictează ce fac. Și slavă Domnului! Domnul să ne ajute și pe noi ca să ne formăm obiceiuri sănătoase. Și vă rog, încurajați-i pe ceilalți să obișnuiască să se întâlnească cu Domnul din sa. E foarte important. Spuneți-ne că e important când toți suntem împreună cu același buget. Domnul să fie. Amin. Să încheiem întâlnirea noastră, cântând cântecul 687. Thank you.
un altă diferită suficiu, un altă diferită supărări, un altă diferită probleme ale vieții care nu i-a dat voie să vină la oameni. Și ajută la fiecare să înțeleagă că tot trebuie să urce și așa de așa. Așa de Doamne, că tot ceea ce rămâne în urmă de vie, este relația noastră cu tine. Așa de care relația noastră cu tine să fie bine de data. Dar noi să ne iubim de tine și tu, Doamne, să fie cum a fost și să ne iei. Îți mulțumim că nu ești. Îți mulțumim că nu ții cont de tine noastră și dorești, dacă vezi că nu se vede, și să te vede și cu tine, Sfinți, ca pe capul. Dă-ne putere să facem tot ceea ce este bine, ne putere să rămânem pe tine și ajunge, Doamne, ca sabatul acesta să fie un sabat în care satana să nu mai avea acces la mințile noastre. Să nu mai dea voie să trezire sentimentele care ne depărtează unii de alții.